Deputatul PSD, Constantin Bărcă, a făcut o declarație politică pentru susținerea fermierilor români. În declarație se arată următoarele. În prag de toamnă, când roadele muncii producătorilor agricoli ar trebui să fie un prilej de bucurie, sub conducerea actualilor guvernanți, nemulțumirile agricultorilor se ridică la cote fără precedent. Toate sectoarele agricole se confruntă cu incompetența și dezinteresul celor care ar trebui să-i ajute. Declarația fermierilor care au protestat câteva zile în urmă în fața guvernului este absolut cutremurătoare. Importurile masive de produse agroalimentare, în special legume și fructe, au sufocat producția internă. Lipsa de viziune și de programe pentru micul fermier, nestimularea în mod reală a asocierii în vederea integrării producției interne în lanțul scurt de aprovizionare, a dus ferma de familie în pragul falimentului. Siguranța alimentară a consumatorului român este pusă în pericol. Același lucru se întâmplă și cu zootehnia. Tinerii din mediul rural vor să ducă oieritul mai departe, să nu se stingă tradiția creșterii oilor și a vacilor în România. Ei refuză să părăsească România pentru a munci în alte țări. Tinerii crescători de animale spun că trebuie făcut ceva, astfel în 10 ani vor dispărea oile și vacile din România. Partidul Social Democrat reușise să ridice agricultura la un nivel competitiv prin programe, subvenții și sprijin direct. Astăzi totul este abandonat. Încă de anul trecut am avansat Ministerului Agriculturii și Guvernului României o serie de măsuri de natură să sprijine micul producător, dar totul a fost tratat cu dispreț. Producătorii agricoli nu cer subvenții mai mari, deși nu există termen de comparație cu statele europene, vor doar o piață concurențială corectă, înțelegere în ceea ce privește subvenționarea producătorilor și măsuri de sprijin acordate legumicultorilor. Producătorii sunt nemulțumiți că trebuie să dea marfa la prețuri foarte mici comercianților, iar adaosul acestora în piețe este foarte mare. În unele cazuri, în piețe prețurile sunt de 15 ori mai mari, așa că producătorii preferă să ducă legumele la groapa de gunoi. Producătorii de cartofi se plâng de prețul derizoriu, deși nu trebuie să existe cartofi de import, când România produce cartofi. Fără o piață de desfacere bine pusă la punct, producătorii români ajung să muncească în zadar. Mai mult de atât, banii investiți sunt aruncați pe apa sâmbetei la gunoi odată cu tonele de fructe și legume. Susținerea agriculturii românești este un punct esențial al programului PSD și afirm cu toată convingerea susțin fermierul român, se arată în declarația politică a deputatului PSD Constantin Burcă.